Vorbim și despre facilitățile pentru creditele acordate anumitor categorii de debitori. Aici, cum arată aici, situația? Aici e vorba de ordonanța 37, un program care noi l-am implementat, Fondul Național de Garantare l-am implementat în 2020. Am avut 47.000 de persoane fizice, adică acele persoane fizice care contractaseră un credit prin programul Noua Casă sau Prima Casă, cărora li s-a amânat ratele la plată, și un număr de 112 IMM-uri, doar IMM-urile care au avut un credit garantat de către fond. Pentru că știți că numărul celor care au beneficiat anul trecut de acest program este de mult mai mare, de aproximativ 250.000 de beneficiari. Programul Ordonanța 37, amânarea ratelor, este și acum operațional, s-au dat deja normele, săptămâna trecută au fost publicate normele de către Guvernul României, la fel aceeași perioadă a fost, să spun așa, prevăzută și pentru anul acesta. Până deci la... programul va continua și da, în 2021. Da, deja a fost aprobat prin ordonanță de Guvernul Câțu, a fost date normele săptămâna trecută, normele de implementare. Deci programul devin până la 15 martie, acele persoane fizice sau juridice care doresc o amânare trebuie să facă o cerere către instituția bancară pentru a-și intra în acest program.